Salutare, dragilor! Astăzi o să vă povestesc despre cum să vă materializați tot ce vă doriți din inimă. E foarte important ca tot ce vrei să materializezi să treacă de filtrul minții, să ajungă în inimă și de acolo, pentru că inima o să-ți materializeze toate dorințele cu ajutorul iubirii și cu ajutorul emoțiilor. Pentru că dacă îi pui suflet, dacă pui emoție pozitivă în tot ceea ce faci, o să reușești să materializezi totul mult mai repede. Cu mintea, eu nu zic că nu se poate crea cu mintea. Foarte mulți oameni creează chestii cu mintea, dar acele creații sunt pur și simplu limitate. Dacă crezi ce vrei din inimă, atunci o să-ți iasă mai frumos totul. Nu știu cum să-ți explic așa băbește. O să iasă mai bine. Adică, gândește-te cum ar fi să stai tu cu tine și să te gândești, să ajungi, să vezi ce-ți dorești tu cu adevărat. Nu chestii materiale, nu mașină, casă și vacanță, nu știu unde. Cred că perioada asta pe toți ne resetează un pic să ajungem la ce e esențial. Și totuși, așa cum stăm mai mult acasă, avem timp ca să ne folosim puterea creatoare pe care eu am impresia că foarte mulți dintre noi am uitat să o folosim. Pentru că mintea ar trebui să fie slujitorul inimii. Din păcate, acum este un pic invers. Dar asta depinde de fiecare dintre noi în parte, să ne lăsăm conduși de inimă. E foarte simplu. Mergi în pădure, îmbrățișezi un copac, asculți păsările cum cântă, te bucuri de aerul curat și ce e cel mai frumos, că asta nu costă nimic. Și dacă îmbrățișezi copacul ăla și îl simți, așa stai vreo două minute și îl simți că e o uzină de energie copacul. Și e un schimb de energie benefic și pentru tine și pentru copac. Acum nu zic că să mergi în parcul Cismigiu să îmbrățișezi un copac, să creadă lumea că ești nebun. Dar dacă mergi tu singur în pădure și nu te vede nimeni, atunci o să mulțumești dacă faci chestia asta. Și ce e cel mai important, dacă vrei într-adevăr să-ți materializezi ce-ți dorești din suflet, să-ți imaginezi ca și cum deja există în realitate ceea ce-ți dorești tu. Cu lux de amănunte să-ți imaginezi cum mănânci de 3 ori pe zi, faci exercițiul ăsta de imaginație de 3 ori pe zi. Dimineața, la prânz, seara, când ai timp, când ești singur. Și așa să-ți imaginezi cu lux de amănunte, în cele mai mici detalii, ce-ți dorești că există deja în viața ta. Uite, eu dintotdeauna mi-am dorit să am o soție minunată, care să mă iubească pentru cine sunt eu, nu pentru bani, nu pentru... Și să am un băiețel, o fetiță și să locuim liniștiți la țară. Și uite că asta am reușit să creez în viața mea. Să nu uiți că tu ești arhitectul vieții tale și singurul responsabil pentru ce se întâmplă în viața ta. Că atunci când îți asumi responsabilitatea, atunci, în momentul ăla, o să încep să fii responsabil și să-ți creezi ce vrei tu. E foarte important să-ți dorești din suflet și tot ce vine să treacă prin inimă și să-i pui emoția, cea mai frumoasă emoție care există pe pământul ăsta, iubirea. Ok? Încearcă să faci chestia asta de 3 ori pe zi. Și după o săptămână, 2, 3, după o lună,
scrie cum ți s-a schimbat viața. Și nu uita în fiecare seară când mergi la culcare să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai bun în viața ta. Că toți avem un milion de lucruri pentru care să fim recunoscători. Sănătate, numai bine, ciao, ciao!